Dragă jurnalule, în anul 2023 vreau să învăț să renunț la lucrurile în care nu mă mai regăsesc și o să încep cu hainele. Am avut o perioadă în care parcă nu mai știam cine sunt și asta se reflectă în garderoba mea. Atât de multe stiluri, atât de multe piese vestimentare care nu mi se mai potrivesc și nu mă reprezintă. Intru în dulap și parcă nimic nu-mi place și nimic nu e pentru mine. Vreau să schimb asta vreau să învăț că less is more. Am ajuns în punctul în care simt că nu mă mai regăsesc în foarte multe lucruri pe care le am, dar mai ales nu mă mai regăsesc în garderoba mea și nu mă mai regăsesc în hainele pe care le am. De aceea, de multe ori, mă trezesc în fața dulapului, întrebându-mă oare ce port astăzi. Și uneori simt că mi-e foarte greu să pun cap la cap o ținută, tocmai pentru că hainele din dulap nu mai sunt pentru mine de acum. Și eu încă le țin și uh, mă încăpățânez să acumulez din ce în ce mai multe lucruri. Și nu este sănătos. Nu este nici sănătos, nici etic, nici cum vreți voi să spuneți, dar uh, Vreau să eliberez, vreau să renunț la absolut tot ce simt că nu mă mai reprezintă, și o să încep cu garderoba, pentru că acolo am cea mai mare problemă. Și știu că am fost așa într-o perioadă de regăsire, am ajuns într-un punct în care mă simțeam pierdută, simțeam că vreau să încerc, vreau să mă regăsesc, și așa am început să cumpăr haine din toate stilurile posibile și imposibile. Bineînțeles că am și acele haine basic care mă ajută să-mi construiesc o ținută, dar dacă vă uitați la vlogurile mele anterioare, observați că ținutele mele sunt într-o anumită direcție și hainele pe care le port sunt cam aceleași haine la rotație. Așa că degeaba am eu sute de haine dacă nu le port. Vreau să renunț chiar și la hainele de suflet, cum s-ar spune, că de multe ori ne mai încăpățânăm și spunem nu, nu vreau să arunc rochia asta, că am fost cu ea la teatru în anul 2007 și țin cu dinții de ea. Dar nu avem nevoie de acel obiect pentru a ne aduce aminte de acel moment. Momentul va rămâne tot timpul în sufletul nostru, în inima noastră, în mintea noastră și nu avem nevoie de ceva tangibil și Mie și mie destul de greu, dar încerc să mă educ și astăzi o să fie un exercițiu pentru mine. Nu vă spun că deja am stat și am cam rupt Pinterest-ul, am căutat stiluri vestimentare în care mă regăsesc și mi-am făcut așa o listă cu mai multe fotografii. Au fost câteva întrebări pe care mi le-am pus și la care am răspuns. Care sunt culorile mele preferate? Care sunt itemurile în care mă simt cel mai bine? Care este stilul vestimentar în care mă regăsesc? Aici încă am o mică problemă pentru că mă simt bine atât în haine largi, dar și în rochii mai feminine, în rochițe boeme de vară. Aici sunt încă un pic așa în discuție cu mine, bineînțeles că eu sunt singura care poate răspunde la aceste întrebări și uh, ușor, ușor vreau să ajung să construiesc o garderobă în care să mă regăsesc în întregime, la modul să intru în dulap, și să mă uit la haine și să știu că pe orice aș pune mâna, eu o să mă simt bine în acel item și în acel produs. E important să vorbim cu noi și să ne punem toate aceste întrebări. Chit că piesa vestimentară pe care vrem să o cumpărăm e o piesă de 5 lei de la second. Nu contează. Întrebarea e ne trebuie sau nu ne trebuie. O să purtăm acea piesă, o perioadă mai lungă de timp sau e o piesă vestimentară pe care o luăm odată și după aia o lăsăm undeva în dulap și uităm de ea, că e acolo, că nu e acolo, nu prea contează. Și astăzi o să scoatem toate hainele, dar toate hainele o să le aduc aici și eu zic că renunțăm la trei sferturi din hainele pe care le am. Chiar sunt așa foarte pornită să renunț la ele și să nu vă gândiți că dacă renunț la ele, apoi o să merg în magazine și o să umplu din nou dulapurile. Nu, pentru că ideea e să am lucruri mai puține, dar lucruri care mă fac 100% fericită. Plus că anul ăsta am zis că Vreau să mă bucur mai mult de experiențe și mai puțin de lucruri. Ăsta este un lucru pe care trebuie să-l învăț. Trebuie să învăț că aceste lucruri tangibile, aceste lucruri materiale îți aduc o fericire de moment, dar experiențele îți aduc amintierii cu care o să rămâi toată viața. Și uh, hai să ne punem pe treabă că nu o să terminăm astăzi, eu zic că o să stăm 3 zile și 3 nopți să sortăm toate hainele și să alegem uh, fix acele haine care sunt 100% pentru mine de acum Întrerupem puțin dezastrul pentru că am primit un colet. Este pentru prima dată când plasez o comandă prin Tipli și știți că v-am promis pe storic că o să revin și o să vă povestesc despre experiența mea, despre cum mi s-a părut, despre cum au decurs lucrurile. De Tipli am tot auzit până acum, bănuiesc că și voi la fel, dar este pentru prima dată când plasez o comandă printr-un portal de cashback. Mi s-a părut interesant sistemul și ideea de a primi banii înapoi la fiecare comandă. Ei au peste 400 de mari magazine, chiar ai de unde să alegi. Și am zis că de acum, de fiecare dată când o să am ceva de cumpărat online, o să intru mai întâi la ei să văd dacă există acel magazin în baza lor de date și apoi dau comanda prin ei. Procentul diferă de la magazin la magazin, dar uitați și eu, Acum am în cont 19 lei și 57 de bani și banii ăștia pot să-i transfer în contul meu bancar, direct, foarte ușor Dar nu o să-i transfer, am zis că timp de un an de zile O să folosesc această platformă Și la final tragem linie și vedem ce s-a adunat O să-i cumpăr mirei ceva de banii economisiți Nu mă așteptam ca lucrurile să meargă atât de ușor Am intrat, mi-am făcut cont Apoi am accesat site-ul dorit Am fost redirecționată în câteva secunde în momentul în care tu îți cauți magazinul pe tipli, acolo o să vezi și care este procentul pentru acel magazin, ești redirecționat, îți faci cumpărăturile în mod normal și în 48 de ore primești procentul menționat și îl primești sub formă de bani. Chiar e ușor și e de ținut minte, pentru că până la urmă fiecare leu contează. Și încă un lucru, dacă vă faceți cont pe Tipli prin linkul din descriere, o să primiți și o recompensă de 30 de lei după prima comandă. Și acum hai să vedem ce avem aici. Nu, nu mi-am luat haine, dar mi-am luat ceva pentru casă, niște lucruri de care aveam nevoie. Asta e o comandă de la Sinsei. Am luat așa un cerceaf din bumbac. Și setul acesta este la fel 100% din bumbac și mi-a plăcut modelul. Iar pe lângă aceste două produse, avem și o față de masă cu flori, bine cu frunze, nu cu flori. Am zis că această față de masă o să se potrivească la noi în bucătărie, că e așa pe verde și mai am ceva pentru Săpunul de vase și buretele de vase Ca să le am pe toate Organizate acolo La chiuvetă Și astea au fost toate cumpărăturile Mele și am economisit Aproape 20 de lei Și acum hai să continuăm cu hainele Nu am scos jumătate Din toate hainele pe care le am Nu îmi vine să cred că le văd Așa pe toate puse la un loc Zic ok, eu avem toate hainele alea Și purtam maxim 30 din ele nu e ok, ok nu e ok, hai să le luăm la mână, mai întâi sortăm mormanul ăsta de haine și apoi ne ocupăm și de restul hainelor. Cred că de restul hainelor o să ne ocupăm mâine și poi mâine, v-am zis că o să fie un proces destul de lung. M-am băgat în haine pentru thumbnail și sincer, situația nu doar că pare dramatică, ci e dramatică și toate hainele astea sunt atât de grele, simt presiunea lor. Hai să încerc să ies! Și acum hai să ne apucăm de sortat, aș vrea ca astăzi să termin cu acest munte și poate avem spor și mai scoatem din celelalte haine care au rămas în dulap. O să țin cont de această paletă de culori Astea sunt culorile în care eu mă regăsesc momentan și stai să vă arăt că îmi plac și ținutele de genul, dar îmi plac și ținutele astea mai colorate și aș vrea cumva să le îmbin și cred că o să iasă niște ținute cam așa. Hai să vedem ce păstrăm, ce dăm mai departe, ce păstrăm pentru Shop My Closet. La fiecare piesă vestimentară o să-mi pun următoarele întrebări. 1. De cât timp n-am mai purtat acea piesă? Și de ce? N-am mai purtat-o pentru că am uitat de ea, sau n-am mai purtat-o pentru că nu-mi mai place și nu mă mai reprezintă și o țin acolo doar pentru că, cine știe, poate pe viitor o să înceapă să-mi placă din nou, dar nu există așa ceva. Apoi o să mă întreb dacă intră în paleta de culori aleasă și. Uh, dacă se potrivește direcției în care eu vreau să mă îndrept cu garderoba mea. Și dacă primește o bifă pentru fiecare dintre aceste întrebări, atunci va rămâne în grămada cu haine care vor intra înapoi în dulap. Dacă nu, atunci o să meargă în cealaltă grămadă, în grămada hainelor care vor pleca mai departe. Ar cam fi cazul să mă apuc de treabă Sincer, când văd așa dita muntele de haine, parcă nu am niciun chef. Și uitați-vă la această maletă. E o maletă simplă, gri, și știu de ce n-am mai purtat-o, pentru că are o gaură aici. Vedeți? Și a rămas în dulap. Cu toate că eu știu care are gaură, știu acest defect și cu toate astea nu m-am îndurat să o dau mai departe, să o arunc. Că pe asta nu mai am ce să o păstrez, o să o duc la reciclat. Ok, tu mergi la reciclat. M-a rugat să o las un pic să se joace acolo Cu hainele rămase de sortat Deci face un pat acum nu, E confortabil? O, o, hai, o casă. Îți face o casă Din haine și ești regina hainelor? Da Da. Pe jos. Am văzut mami. Cam haos, nu? Dar ia să vezi Ce dulap curat o să am la final E. e... e o mai Ai o bluză pe care nu voiam Să o păstrez dar Mira m-a rugat să o țin pentru ea. Astea vor fi mici excepții pe care o să le fac. O să țin haine pentru Mira, că și mie mi-ar fi plăcut ca mama mea să își păstreze mai multe haine din garderoba de când era de vârsta mea. n a făcut. De ce? Cum, nu știu, nu le-a păstrat. De ce nu ai întrebat-o? Când am întrebat-o când era mică și nu le-a păstrat pentru mine, vezi?

o bluză random pe mine și începem să probăm fustele și pantalonii. Fusta asta rămâne. Cred că o am de 4 ani dacă nu chiar mai mulți ani și de atunci o tot port e de la un brand japonez și în continuare îmi place. E o fustă clasică o fustă pe care o port acum și o pot purta și peste 5 ani. Asta e o fustă pe care voi ați tot admirat-o la mine și de care uitasem. Este un exemplu foarte, foarte clar de un obiect de existența căruia uitasem, o să rămână pentru că o văd purtată cu un hoodie foarte larg care să acopere așa până aici și cu ceva sneaker și în picioare. Asta e o fustă pe care am luat-o din garderoba prietenei mele, chiar acum când am fost la Vălenia, o are din anii 2000 și am zis ok, scoate tot ce mai e din acea perioadă că o să ți le fur eu dacă tot nu le porți. Îmi place, e cu talie foarte, foarte joasă, dar o să o port cu o bluză mai largă care să acopere partea asta sau cu ceva crop top și cu un sacou mare peste. Da, asta o să se vadă super fine în ținutele mele viitoare și Mirei place că mi-arăt burtica. <laughs> Am pantalonii ăștia de 4 ani și la fel îi port pe ripit. Așa ar trebui să fie toate piesele din garderoba noastră. Să zicem, eu uite, am itemul ăsta de atâția ani, dar n-a fost an în care să nu fi purtat obiectul ăla sau, uite, chiar îmi place în continuare, nu contează că nu l-am luat acum din ultimul sezon niște bluși pe care i-am cumpărat recent și pe care nu i-am purtat niciodată. Ei vin bine în partea de sus, materialul e ok, dar nu-mi place elasticul ăsta de aici de jos. Nu știu, stă dubios și cu ce aș lua în picioare nu contează că parcă nu se potrivește cu nimic. Am încercat și cu bocanci, am încercat și cu sneakers și cu tot ce am eu, dar degeaba. Niște blugi cumpărați recent de la Bershka. Aceștia rămân pentru că eram în căutarea unor blugi foarte largi și mi-a plăcut și artificiul de aici. Pare că eu am întors stivul blugilor pentru a-i face cu talie mai joasă. Blugi luați ultima tură din Japonia sunt cu o mărime mai mare pentru că am vrut să vină ceva mai largi și am vrut să atârne așa pe jos acolo dacă vreau ca blugii să-mi fie mai lungi trebuie să-mi iau cu o mărime mai mare și uh, rămân că sunt simpli, îi pot purta cu crop top-uri, cu un sacou peste, cam vedeți în ce direcție o iau eu cu garderoba și care sunt hainele în care mă simt bine. O fustă care încă are etichetă și pe care n-am purtat-o niciodată și știu exact de ce n-am purtat-o, pentru că în ultima perioadă nu m-am mai simțit eu bine în fustele astea trei sferturi. Fie port fuste foarte lungi, fie port fuste scurte deasupra genunchiului. Îmi place modelul, îmi place culoarea, e de la Adidas, e așa un pic altfel, dar uh, nu cred că ar avea sens o țin. Pentru că de când o am, n-am purtat-o. Și dacă n-am purtat-o într-un an, nu cred că o să o port de acum încolo. Și m-am mai lovit de ea, nu e să zici că am uitat de ea. Pantalonii ăștia verzi rămân, sunt niște pantaloni simpli, drepti, dar care nu atârnă pe jos. Lungimea e perfectă, i-am luat din Japonia și de acum o să mă știți drept fata cu verdele, că vedeți că păstrez toate hainele verzi. Niște pantaloni parașută, cred că așa se numește acest model, sunt niște pantaloni din fâși și ăștia rămân, că merg cu sneaker și când cobor repede până la magazin să am pe ce pune mâna, o să-i port în multe combinații. Și eu, la fel, pe aceștia i-am prins la reducere acum de la Berșca și nu aveam ceva de genul în garderobă și merg chiar și luați la sport. Adică sunt niște pantaloni versatili. dimineața! Mi-am făcut o cafea și m-am pus aici printre haine, că în momentul în care am deschis ochii, gândul meu a fugit la declutter și eram ok, mai am multe de făcut. Aseară mă simțeam secată de energie și parcă n-am avansat deloc, doar am mutat hainele de pe canapea pe jos. Adică eu simt că am făcut multe lucruri, dar așa când te uiți nu vezi o avansare ci mai degrabă o stagnare. Dar uh, nu e problemă, am încredere în proces și știu că o să ajungem și acolo. Dar pentru a ajunge acolo trebuie să dau tot ce pot din mine. Acum mă simt așa mult mai plină de energie și parcă pot să mă ocup din nou de haine. Dar seara nu mai puteam și în momentul în care am zis ok, mă simt obosită, mi-am dat seama că nici eu nu mai aveam foarte mult randament și le cam făceam degeaba, că atunci chiar că mutam haina dintr-o parte în alta, fără să gândesc exact tot ceea ce fac, mă duc să mai scot niște haine din dulap pentru că v am spus că mai avem haine, vreau să termin mai întâi cu dulapul din camera Mirei, acolo am și niște paltoane, le aducem pe toate aici, la fel, sortăm ce păstrăm, ce de dat. Vedeți hainele astea? Astea sunt haine de păstrat și în colțul celălalt avem haine de dat, sincer, e Dita nu? A venit și Mirea să vă spună bună dimineața! Spune ce faci, mami, acolo? Citesc! Ce citești frumos? citesc o poveste numită Uh, Kitty nu e o pisică, care uh, e despre un, o, un copil care nu avea un plus și după unul dintre pisici și a zis că e un urs real și a stricat toate in instrumentele. Și e fan Da. Ok, spor la citit și eu spor la pachetat și la sortat. <laughs> Nu-mi vine să cred că toate aceste haine stăteau în dulapul meu degeaba, pentru că nu le mai purtam și uite așa mă frustram și nu eram mulțumită cu ținutele mele, pentru că din cauza acestor piese vestimentare eu nu puteam să ajung la hainele care îmi plăceau cu adevărat. Și sunt foarte mândră de mine, vă spun sincer, pentru că am pus aici chiar și haine pe care probabil ea din trecut le-ar fi oprit cu gândul că poate o să le mai port, plus că sunt haine care îmi plac, îmi plac foarte mult, mă uit așa la o anumită piesă de ei și zic da, dar îmi place și cu toate astea nu am purtat acea piesă. Și am încercat să stau și să analizez de fiecare dată când aveam sentimentul ăsta de da, dar îmi place piesa asta și vreau să o țin. Mă întrebam, dar dacă îți plăcea cu adevărat, nu cumva o purtai până acum și nu stătea acolo în dulap degeaba? Și așa s-a făcut ditai teancul de haine. Cred că am scos trei sferturi din garderobă. Acum urmează să le iau din nou la mână și să le pun cumva pe categorii. O să avem acele haine cu un defect care vor merge la reciclat. Apoi o să avem un teanc de haine de donat, chiar astăzi mi-a scris o profesoară pentru că a văzut că îmi fac curat în dulap și m-a întrebat dacă am ceva haine de donat pentru că sunt foarte mulți copii chiar și din clasa ei fără posibilități, copii care au 10 frați, 10 surori și vreau să fac un colet pentru ei și vor fi câteva piese care vor merge pe Shop My Closet. Astea sunt categoriile, o să mă pun imediat pe treabă, dar înainte vreau să vă arăt cum se prezintă dulapul meu. Am sertare goale, parcă nu-mi vine să cred și mă simt atât de bine când intru și mă uit la haine, pentru că unde mă uit știu că am piese care îmi plac cu adevărat. Și uh, de acum pot și eu să mă întorc pe Instagram, că ăsta a și fost motivul pentru care n-am mai postat, pentru că pe Instagram am încercat să țin așa un pic mai mult pe ținute și dacă eu nu mai eram mulțumită cu ținutele mele normal, că n-am mai simțit nevoia să fac poze și n-am mai simțit nevoia să postez pe Instagram. De aici absența mea foarte lungă, dar uh, acum aștept cu nerăbdare să încep să pun ținute cap la cap cu aceste piese vestimentare care îmi plac 100%, piesele vestimentare care au rămas în dulapul meu. Și hai să vă arăt. Asta este primul dulap. Am pus aici cămăși și rochițe. Și vedeți, am spațiu între ele. Apoi uh, avem geci și sacouri. Iar în partea asta am pus blugii. Ăștia sunt toți blugii mei de acum, deci cred că avem 30 de perechi, dar am dat tot ce nu mai purtam. Și uh, pantaloni largi, alte tipuri de pantaloni din diferite materiale. Iar în partea asta de jos avem crop top-uri și body-uri. Aici avem echipamente sportive, pantaloni și bustiere. Și aici jos de tot avem niște genți. În primul sertar avem accesorii, căciuli, eșarfe, iar jos de tot mai avem rochi. Înainte, aici jos, avem ful de haine și pe umerașe erau toate înghesuite, bă, chiar aveam și câte trei piese pe un singur umeraș. În momentul în care intru în dulap, văd toate piesele pe care le am și așa nu o să mai uit de ele. Chiar îmi doresc să rămân la această cantitate și bineînțeles că, făcând curat, am realizat că mai lipsește una alta, de exemplu, un sacou negru. Eu nu am sacou negru, nu știu cum de nu am. Am vreo patru sacouri crem, am unul alb, dar negru, vedeți că nu am? Aveam unul cu mânești trei sferturi, dar cred că a rămas în Japonia, nu știu exact pe unde e. Și ăsta este dulapul numărul 2. Avem aici un spațiu gol, am pus o cutie, dar cutia aceasta nu o să rămână aici, o să o folosesc pentru organizarea bijuteriilor. Aici la fel n-am avut ce să pun, trebuie să merg să mai cumpăr niște umerașe și o să fac un spațiu pentru hoodie-uri, pentru că știți că eu port foarte des hoodie-uri. Spațiul din partea asta este un spațiu dedicat genților, o să-mi mai aduc o serie de genți de la Văleni, pentru că am foarte multe genți pe care cu siguranță le-aș fi purtat dacă le-aș fi avut aici și sus am pus doar tricouri eu port tricouri în orice sezon și am încercat să le pun așa cât de cât pe culori. Bineînțeles că am renunțat la multe și știți ce am observat? Majoritatea tricourilor mele sunt din seria UU de la Uniqlo, pentru că, da, astea cam sunt tricourile mele preferate și v-am tot zis de ele. Ăla e spațiul lui Taiga, nu m-am atins de el, n-am avut treabă cu hainele lui. Și în partea de jos, sertare aici avem un spațiu doar pentru tricoturi, de obicei hainele tricotate eu nu le pun pe umerașe pentru că stric textura și se lasă, materialul nu mai stă așa cum trebuie, este indicat ca toate ploverele și tot ce mai avem noi din material tricotat să împăturim și să le punem undeva într-un dulap. Eu le-am rulat ca să le văd mai bine și să ajung mai repede la ele. Și în partea asta avem plovere. Iar aici avem colecția mea de malete. Și la malete am mai renunțat. Și uitați, maleta albă nu mai am. Aveam trei, dar toate erau cu defect. Fie pătate, fie necate și tot așa. În al doilea sertar am pus fuste. În colțul ăsta e colțul fustelor. Am mai pus două clovere pentru că nu mai aveam unde să le pun, plus niște hoodie-uri, dar hoodie-urile vor merge pe umeraș. Și aici jos tot așa mai sunt două hoodie-uri pe care o să le pun pe umeraș și acest dulap, acest sertar o să rămână gol. Și chiar s-a schimbat, s-a schimbat în bine, zic eu. Acum la accesorii trebuie să intru, că uitați ce e aici, doar le-am uh, mutat dintr-o parte în alta și aici am uh, jachetele pe care le-am purtat cel mai des în ultima perioadă. Aici chiar nu am avut ce să fac pentru că erau piesele pe care eu le scoteam la înaintare și acum ne apucăm de sortat. Am scos o pungă, am scos o cutie mare, sunt pregătită să mă pun pe treabă. Și noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Să-mi spuneți cum vi se pare această schimbare. Eu, una, mă simt așa, parcă e liberată. Mă simt atât de bine, zici că plutesc un norișor de fericire. Și, uh, da, v-am pupat. Să aveți o săptămână minunată! Pa!